Bună dimineața, drăguților! Este 7.42. Am încercat să o păcălesc pe mami și să-i spun că deja sunt trează, că m-a mai sunat la 7 și 10. Da, și-a dat seama că deja, că tot în pat eram înainte. Nu pot să păcălesc pe mamișorul ăsta. Mamișoara asta, cum să zice, irelevant. Astăzi mergem la Câmpia Turzii să filmăm cu Ana proiectul de Crăciun. Dar, da, deci mai avem de făcut trollerul, mini bagajul. I-am pus la Ana un cozonac și niște macaronși. Am pregătit repiedul și luminile, dar trebuie să-mi întind părul, să mă machiez. Să-mi pun repede hainele în troller și ce mai îmi trebuie și să las casa în ordine, că nu-mi place să plec și să fie dezastru. Deci trebuie să fac patul și cam atâta. Domnul șofer după mine. Și eu acum închid geamantanul, mai vreau să filmez, știți voi, advent calendarul ăsta pentru TikTok și cred că ies din casă, n-am apucat să întind haine, să le împăturez, nu-i nimic, am făcut patul, plecăm și n-am apucat să mănânc, dar mă bucur într-un fel că nu vreau să mănânc, vreau să mă duc acolo și să mâncăm acolo șoric de dimineață, gata, plecăm! Let's go, bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am ajuns. Unde era porcul, Ana? Ana, unde e porcul? Porcul e pe drum, să-l grăbești și să vină să-l mâncăm. Acum, el știe când ajunge. Galopează noi. Noi îl așteptăm. Bun. Avem vreme. Puteam aduce cadou mai frumos? Nu, sincer, nu. Stai tot. E frumos. Acum sus. Și Crăciunul fără cozonac. Corect. Parcă și văd porcul în cotez acolo, fugind trei oameni după el. Nu? Și cred că noi mai lipsim acolo. Dar de ce ne-am dus și noi? Să-l prindem noi. Aia era. Să mergem acolo. Astăzi prindem porc cu Ana și cu Andreea. Da. Era mișto, nu? Începem o aventură direct cu... Dar era fain. Da, era bun. Chiar era. Să ne mușe pe acolo cu un porc. Doamne, fet. De ce? Te mușcă? Bine, mă, ce? Te mușcă porcul? Nu știu. Poate nicăieri. Ana, eu țineam de codă. Gata, dacă țineai de codă... Îmi place această oglindă. Sunt cute. Să te facă speri pana. Wow! Uată ce mă speria. Deci azi în Câmpia Turzii explorăm Câmpia Turzii. Prima dată mergem la Profi. Foarte frumos. Asta soarele ține cu noi. Deci porcul chiar se așteaptă foarte... Chiar așteptăm foarte mult după el, da. Și acum... Acum ajunge săracul. Venim să ne luăm ceva, să mâncărim, să facem ceva până una alta. Eu am zis, noi n-am mâncat, că noi da, am zis că... Da, dacă o să lucrăm tu pe stomacul gol. Să mâncăm porcul direct, să nu știu ce. Dar nu, că acum ne... Nu. Trebuie să ne pornim, să ne ăsta. Focul s-a pornit de aici. Ne punem și noi minte în așa treabă. Trebuie să-l pregătim pe aici un pic. Am făcut aici Milena o oată, n-am mâncat niciodată așa ceva. Foarte bun, delicios. Tati, zgrabii! Încercăm azi 10.000 de sortimente. Ce faci, Ana? Cum stăm? Fac o listă că merge o prietenă până la piață. Da. Să... Noi avem brânză din produs, dar poate că sunt una mai bună, știi? Să facem o mămăligă. Deci să... și noi să plângem. Nu vreau să plângem. Nu? Nu vreau să plângem. Nu vor, știi? Zi vorba voastră. Strânzi-o, care? Yeah. Nu, care groază. Hai să vedem. Dunia, nu? Îi merem. La brânză. Aule. No. Stai de drăguță și cu măscuța asta roz. Mersi. Deci aici să fac banii, Ana. Aici să fac învârtielile? Turcii zero. Ce zero, pe aici. Sincer, am vrut să zic, fii atent tu. Ne luăm și noi o masă de-asta. De seară cine da. Rămâie din porc? Andreea. Mi-am blocat gâtul. Da, un pic aici. Hai de mine. Și după aceea că nu poți stai jumările și sunt gură, chiar nu le tai. Dar stau aici la codă, zici că acum s-a făcut laptele. Eu n-am mai văzut, eu m-aș băga înainte și le-a spune. Hai, doamnă, că aici e o producție eu întreagă nu știu, care așteaptă. Îți tri brânzi acolo, ce te stau atâta la degustat? Aici ai bârfa zilei, Ana. Aici ai șanze, Lize. Azi am încercat prima dată urdă. Și acum
Arată fain. Asta? E. Unde o pune, fată? Știu ce e catină, dar unde... Catină, dar unde o punem? Afară. Zici? Negociază, nu? Amu, noi ne pregătim să facem cârnați caldaboș. Avem aici cârmățarul. Cine știe ce e un cârmățar? Așa de tocat? Sfântul Crepied. Anuța, ce faci? Nu m-am și cu ce-ți vrei? Ce? Cât îți calde, așa? Cu sare, cu pită și cu o ceapă roșie. Ana, eu să zic că mi-am adus medicamente pentru... Eu am luat la colebil. Aia zic și eu, sunt pregătită. Eu după aia, când deja nu mai pot, bag un colebil și îi dau. Continuăm? Mamă, fui de mine, Ana. Mamă. Poftadă. Când ai vorbit la telefon, eu am prăjirea pe de o ceată. Mamă, simți cum miroase? Mamă mie. Stai așa, punem un pic de stare. Și că suntem la zilele oșorheiului 2003. Hai de mine, hai adu-ne repede. Hai. Ana, ce facem cu costița asta? Cu lingura de la jumări. Aici o... Nu am văzut că am furat, m-am văzut că am furat. Hai că mâncăm pe mine de el. Ce să facem? Dacă ne-i foame, dacă ne-i poftă. Mi-e chiar mi-e foame. Acum mergem la una dintre cele mai bune cafenele. Hai, Andreea, la cafea. La Messi Sport.